Negocieri intense în ultimele zile, negocieri, declarații între partide. Am înțeles din sursele pe care le am că Ministerul Sănătății ar urma să-i revină UDMR-ului. Mă refer la negocierile pentru viitorul guvern. Credeți că este o mișcare bună ca Ministerul Sănătății să revină UDMR-ului în condițiile în care știm că Ministerul Sănătății este un minister de o maximă importanță, mai ales în această perioadă în care trebuie să gestionăm o criză sanitară? Acum e clar că în perioada asta e probabil cel mai important minister până la urmă. Hai să zicem, Ministerul Sănătății și Ministerul de Interne sunt clar cele mai importante pentru gestionarea unei situații de acest tip. Pe de altă parte, probabil că acest lucru se face la cererea expresă a UDMR-ului, fără de care știm că ar fi foarte problematică până la urmă constituirea unei asemenea majorități. Și bănuiesc că ei l-au cerut, cum l-au mai și avut de-a lungul timpului, dacă ne aducem aminte. Pentru că probabil vor să joace un rol cât mai important în această guvernare. Desigur, se înhamă, cum s-ar spune, la o chestiune extrem de dificilă. Probabil că alte partide ar fi preferat niște ministere mai ușoare. Pe de altă parte, în perioada asta, evident că va fi un minister important, un minister care va avea pondere uriașă în guvern, un minister care va primi și bani de bună seamă, și un minister care, până la urmă, va fi ascultat. Problema este cumva legată de următorul fapt. Evident că PNR-ul vrea în primul rând să dea primul ministru. Asta este clar că ne confruntăm cu o asemenea situație. Și în final, pentru a face această majoritate și a forma acest guvern, va trebui să facă niște concesii și viitorilor parteneri pe care deja îi cam știm. Aici nu știu exact dacă PNR-ul se bucură sau nu că scapă de Ministerul Sănătății într-un asemenea context. Probabil nu se bucură, dar, repet, bănuiesc că se întâmplă la cererea expresă a UDMR-ului. Înțeleg din sursele pe care le am că liberalii nu își doresc foarte tare acest minister. Poate și, zic eu, ar fi o variantă pentru a se găsi un țapi ispășitor după o perioadă în care va trebui să gestioneze situația epidemiologică. Urmează campania de vaccinare, care ar putea fi sau nu un succes. Repet, aici nu pot, deocamdată nu am acelea surse precum cele pe care le aveți, dar sunt două ipoteze. Ori într-adevăr vrea cel puțin la începutul acestei guvernări sau preferă să lase Ministerul Sănătății și dacă e cineva dispus să-l ia, atunci nu e nicio problemă, măcar pentru o perioadă, pentru a vedea cum merg lucrurile. În ultima instanță nu ne mai așteaptă alegeri prea repede, așa că nu e ca și cum ar pierde ceva în ideea că publicul ar percepe că PNR-ul a fugit de o responsabilitate de tipul acesta. Pe de altă parte, marea problemă e că dacă totuși nu ai un ministru al tău acolo, vei avea un control mai redus asupra acelui sector, care vedem că este deosebit de important, mai ales că trebuie să existe în acest context, de exemplu, o colaborare extrem de strânsă între Ministerul Sănătății și Ministerul de Interne pentru gestionarea pandemiei. Legat de campania de vaccinare, aici, mă rog, e o chestiune mult mai complicată până la urmă, pentru că ea, în ultimă instanță, a fost pasată armatei, să ne înțelegem. Nu e vorba doar de faptul că e coordonată de un medic militar, până la urmă coordonarea asta poate să fie și mai mult sau mai puțin simbolică, dar știm că vaccinul ar trebui să vină la niște spitale militare și va fi gestionat în final de armată. E Chestie care bine? nu mai are o conotație neapărat politică. E bine, e rău. Acum, într-o societate democratică și care să funcționeze așa cum trebuie și în care sectorul medical funcționează așa cum trebuie, probabil că nu e cea mai, să spun, cea mai fericită soluție din anumite puncte de vedere, apropo de încrederea pe care o proiectez asupra sistemului de sănătate civil. Da, știm că România au o foarte puternică încredere în armată. Acolo există un tip de rigoare pe care am putut să o testăm cumva și în această pandemie și am văzut că sunt cel puțin două, trei cazuri în care s-a apelat la management militar pe o perioadă scurtă, măcar pentru a regla niște probleme la spitale civile foarte mari și probabil că acestea sunt cele două mize. Unul, ordinea, lanțul de comandă în ultimă instanță și capacitatea de a avea un tip de interoperabilitate între cei care vor gestiona vaccinul în diverse zone ale țării
Și, într-adevăr, partea aceasta simbolică legată de încrederea publicului în armată, pentru că știm și am avut și noi un sondaj săptămânile trecute în care am discutat această chestiune, avem un procent semnificativ din populație care măcar ezită în fața acestui nou vaccin. Și probabil că asocierea vaccinului și a campaniei de vaccinare cu o instituție de încredere cum este armata, se speră că va duce la un rezultat mai bun al acestei campanii. Chestiunea avem și un comică, premier interimar venit din probabil, zona armatei. Probabil pe aceeași zonă deocamdată, da? Ideea că, uite, gestionezi o situație cumva neașteptată totuși. Da? Acum două săptămâni nu ne gândeam că ne vom confrunta cu o asemenea situație și vom rămâne până la numirea unui guvern practic fără prim-ministru. Și iară s-a apelat la același gen de situație în care s-a luat un membru al guvernului care la bază este militar, care nu e chiar peneristul tipic până la urmă, dar poate să gestioneze această perioadă de trecere, rămânând de văzut, mă rog, ce se întâmplă mai departe în această chestiune, pentru că probabil sunt voci mai vechi în Partidul Național Liberal care nu vor fi tocmai mulțumite cu asemenea decizie, pentru că asta presupune pierderea unor pârghii. Sigur, își doresc ca un liberal autentic să... Nu spun neapărat că autentic, neautentic, dar probabil cineva din aparatul mai vechi de partid, pentru că așa funcționează până la urmă o organizație politică. Aici, și legat de campania aceasta de vaccinare și de mutare spre armată, sigur, sunt anumite tipuri de câștig, cum vă spuneam, în gestionare efectivă a acestui produs, în gestionarea simbolică a campaniei, în captarea publicului sau, mă rog, prin asocierea vaccinului cu armata. Partea interesantă va fi cum se va gestiona rezultatul acestei campanii. Dacă nu or să meargă lucrurile așa cum sperăm, probabil că de vină va fi armata. Dacă or să meargă, probabil că profitul se va încerca să fie convertit politic. Ceea ce, nu știu dacă... Dar, repet, nemai având alegeri în următoarea perioadă, nu mai e atât de mult o problemă de contul unor decizii politice.